Bun găsit, în urmă cu puțin timp s-a încheiat ședința judecătorilor CCR. Aceștia au admis în unanimitate că există un conflict între guvern și parlament în privința moțiunii de cenzură, însă judecătorii spun că parlamentul trebuie să meargă mai departe cu calendarul moțiunii de cenzură. Parlamentul trebuie să-și îndeplinească obligația constituțională de a dezbate această moțiune de cenzură, spun judecătorii Curții Constituționale. Iată, în acest context vom vedea ce se va întâmpla dacă cei de la USR vor merge mai departe cu moțiunea lor de cenzură, moțiune pe care au depus-o deja în Parlament și care a fost și citită, sau dacă va fi eventual retrasă această moțiune și se va merge mai degrabă pe varianta PSD, pe moțiunea de cenzură a Partidului Social Democrat, care a fost depusă în urmă cu puțin timp, o moțiune care are peste 150 de semnături. Neoficial, știm că cei din USR își doresc să meargă mai departe cu moțiunea lor de cenzură, însă urmează o ședință la acest partid, o ședință la care va participa și Dan Barna, dar și Dacian Ciolo, și urmează să decidă dacă merg mai departe pe moțiunea de cenzură pe care au depus-o deja alături de cei de la AUR sau dacă vor face un pas în spate și vor accepta moțiunea PSD. Tot liderii USR spun însă că important este ca într-un final guvernul să pice și că vor vota în Parlament prima moțiune care va ajunge în plenul reunit.